Bună ziua tuturor! Mulți din voi mă întreabă de ce am ales caprele nubiene, anume din America, mai precis din Statele Unite ale Americii, și care este diferența între selecțiile europene și cele americane. Deci este una și aceeași rasă, deci nubiană sau anglo-nubiană, pentru că în Europa sunt numite anglo-nubieni, dar în Statele Unite ale Americii sunt numite nubieni. Simple nubiene sau nubiene de tip american. Deci noi o să numim simplu anubiene americane și cele europene o să le numim anglo-nubiene tip european. Deci diferența este mai mult totuși genotipică decât fenotipică. Asta înseamnă că este diferența în productivitate. Deși, desigur, este și un pic diferență între aspectul fizic. Deci, înălțimea, grăsimea, forma ugerului, forma sfârcurilor, masa vie și așa mai departe. Dacă în general să luăm, deci rasa anglo-nubiană a apărut cam în 1914, secolul trecut, deci a fost prima dată creată în Anglia, în Marea Britanie. Și de ce se numește anglo-nubiană? Pentru că a fost un inbreeding a câteva rase de tip nubiane, deci nubiana curată, care este din Namibia, este din Africa, și unele căpri din Marea Britanie, care și a dat numele anglo-nubiană. Dacă să luăm, da, totuși s-a creat în Marea Britanie, dar în același, peste 2 ani, a fost exportate aceste căpri, deci rasa anglo-nubiană, a fost exportată în Statele Unite ale Americii și atunci a fost importate în SUA câțiva țapi și câteva căpri pentru prima dată. După ce s-a început, așa să spunem, o selecție. Deci selecția americană și cea europeană, începând cu 1914-16, deci secolul trecut, a început selecția diferită. Ce înseamnă selecție? Cred că majoritatea înțelege. Este așa numită selecție în ferme, care se face în fiecare an, se face prin bunitarea, deci sunt termeni zootehnici. Cine se va interesa mai detaliat, scrieți în comentarii și poate următorul video voi fac cum totuși se face selecția, bunitarea și la ce se uitau la crearea acestei rase. Deci în America au fost selectate caprele un pic diferit de cele europene, pentru că totuși în Statele Unite ale Americii a pus punct pentru mai mare productivitate și calitatea laptelui, deci grăsimea laptelui și proteina. Asta este principalul la ce ne uităm când alegem o capră nubiană, pentru că acestea sunt plusurile acestei rase. Deci, în America, până acum, deci, e foarte veche, este o asociație de caprine, în care și-a fost înregistrată această rasă și a fost înregistrată cu un nume nou, numit nubiană. Simplu nubiană, fără anglo. De ce a fost făcut, nu pot să vă spun precis, dar în America permanent schimbă numele la unele rase, sunt un pic diferiți de ceilalți. Deci, în principiu, aceeași rasă, dar din cauza selecției foarte tare s-a schimbat pe parcursul anilor. Deci, dacă în Europa, de la început a fost ca o rasă, simplu spus, decorativă sau așa, mai puțin pentru ferme, productivități, înalte, pentru profit. În America a fost un lucru invers, deci de la început cineva a făcut analiza laptelui și a văzut că este destul de gras laptele, foarte gras. Pentru timpurile celea, concurența nu prea avea această rasă și deci a început selecția. Selecția, iată aici avem un standard bun, capra doilea fătare. Deci selecția anume a formei ugerului, formei sfârcurilor,
și deja mai mult s-au axat pe productivitate decât pe înfățișare. Deci nu le pasă de culoare, nu le pasă de un standard a masei vii corporale mari, nu le pasă de urechile lungi și alte, cum este nasul berbecheat. Asta totul rămâne pe planul numărul 2. Pe planul numărul 1 este totuși productivitatea. Pentru că în America, mai mult oamenii, când încep un business, pentru ei este mult mai pe primul loc, pe primul plan, să spun, banii. Deci, producție cât mai multă, cât mai calitativă și din aceste considerente și s-a început selecția rasei nubiene de tip american. Deci, în America, dacă comparăm cu Europa, ceea ce nu s-a făcut ani de zile, în Europa puteți și acum să vedeți diferență între capre, de exemplu, din Franța, din Germania, din Anglia, din Olanda, din Slovacia, Polonia. Ele au destul de multe diferite, deci sunt unele ferme mari, care chiar și între ele diferă. Diferă după mărime, după culori, mai puțin desigur, pentru că, iarăși, rasa nubiană nu are un standard de culoare, dar diferă și după ceea ce am văzut eu cel mai des, după grosimea și lungimea părului. Pentru că la noi, după cum vedeți, sunt doar două tipuri de lungimi. Este vorba de scurtă, deci toată blana este scurtă, practic capra este foarte scurtă în blană, părul este destul de scurt, dar mai este și un tip, poate vă arăta mai târziu, aici nu am așa o cupriță să o arăt, este vorba despre pantaloni. Deci din urmă au așa un fel de pantaloni, e un pic părul mai lung, aici nu am așa o capră, dar o să vă arăt. Deci la țapi este mai frecvent așa întâlnit, asta e normal, asta este conform standardului, nu este o abatere. Dar dacă comparăm cele anglo-nubiene din Europa, este o diferență mare, pentru că anglo-nubiene din Europa sunt multe ori întâlnite, tot părul, tot învelișul păros de pe capră este foarte lung, este pufoasă, așa o capră mai pufoasă ca aceste americane. Și au de obicei, țapii foarte tare să văd, dacă comparăm un țap nubian, american și cel european, este o diferență mare, anume în lungimea părului. Deci, asta dacă luăm după aspectul fizic exterior, care noi putem să-l vedem, desigur mai este și o diferență între mărimi. Există în Europa și unele ferme unde țapii sunt destul de mari, dar există și în alte părți unde țapii destul de mici, adică cu o greutate corporală mai mică ca cele nubiene americane. Dar dacă să luăm în general, totuși noi procurăm capre pentru producție de lapte sau produse din lapte de capră. Nu cumpărăm nubienele pentru abătorizare. Ceea ce ne demonstrează că masa corporală nu prea ne dă un plus mare. Deci, după cât știți, nubienele sunt destul de mari, căpre ajung până la aceste nubiene americane, ajung capra matură, ajunge până la 75-80 de kilograme masă vie, țapii ajung până la 120 de kilograme, dar sunt și recorduri, deci în America, unde sunt țapii întâlniți și până la 140 de kilograme și caprele până la 90 de kilograme. Dar, comparând cu cele europene, mult mai des întâlniți țapi mari, puternici dezvoltați, adică masa corporală destul de mare. Caprele nu tot timpul, dar da, sunt și caprele mai mărișoare un pic. Dar dacă luăm în considerație cu cei că noi totuși iarăși depindem mai mult de cantitatea laptelui și de calitatea laptelui, aici am o căpriță de mini, mini căpriță, e așa, se primblă pe aici. Deci, dacă să luăm că nu ne trebuie mai mult calitatea laptelui,
decât cantitatea, pentru că mulți confundă, cred că nubienile dau foarte mult lapte. Noi nu este o rasă care este pe locul întâi în lume după cantitatea de lapte. Zaani în alpina franceză dau desigur mai mult lapte, dar dacă să vorbim despre calitatea laptelui, și aici este vorba despre proteină și grăsime, procentul este destul de mare. Comparativ cu Zaani, de exemplu, este foarte mare diferență și cu alpina franceză, desigur, este și aici diferență, este mult mai gras laptele și mai proteic, ceea ce ne dă o cantitate mai mare de cașcavaluri, brânzeturi și iaurturi. Noi am făcut chiar și unt din lapte de capră înghețat, fel de fel, toate felurile de toate tipurile cunoscute din lactate, puteți să le faci smântână, chefiruri, iaurturi, orice. Nu este o problemă pentru laptele nubian. Untul, apropo, ieșe destul de scump. De asta doar la comandă specială noi am produs. Așa să-l facem în fiecare săptămână, nu-l facem, pentru că e destul de scump. Este natural, desigur, și este destul de costisitor fabricarea acestui unt. Deci tehnologia este destul de complicată. Deci, iarăși, mulți încurcă. Cred că citesc undeva o informație unde scrie că capra nubiană dă 6 litri pe zi. Da, e poate să dea, sunt așa nubieni, deci, dar nu uităm că la ce an, la ce vârstă, la ce fătare, pentru că această cantitate este, să spunem așa, una maximală, dacă luăm în general la rasă. Dacă luăm în medie, capra normală, adică la maturitate, poate să dea 4,5-5 litri, asta e maximal. În medie, uneori, depinde iarăși de condiții, de mâncare, de foarte multe... foarte multe aspecte care depind nu doar de rasă, de genotip, dar de însuși întreținere, de tehnologie întreținere. Pentru tehnologie întreținere, noi știm, sunt multe. La noi, în Republica Moldova, se întrețin caprele de obicei afară sau într-un șopron așa mai puțin bun pentru aceste capre. Sunt duse la păscut, la pășunat. Cei ce pentru nubiene sunt capre iarăși mari, lor le este greu, dar însuși iarba sau masa verde care crește pe dealuri este neajuns, nu este de ajuns pentru acoperirea chiar energiei care o consumă pe zi chiar animalul. Și deci, dar încă și să primim și lapte de la această capră este complicat. De ce? Tehnologia noastră de creștere este cea închisă, dar asta nu înseamnă că noi închidem în fermă și nu vede capra soarele, nu. Mulți confundă, dacă aud închisă în fermă, gata, capra e rea, laptele nu e natural și alte probleme, alte povești. În adevăr, nu este așa, deci este o ieșire, aici vedeți o ieșire acolo, în spate. Deci când este anotimp favorabil, este destul de cald afară, caprele noastre ies afară, ele se plimbă, ele poate să intre în orice moment înăuntru și desigur când este deja un sezon mai cald, când iarba este destul de mare, noi avem loturi de pământ pe care le îngrădim cu gard electric, electrociuban, dacă așa să-l traduc motamo. El se folosește la noi fiecare an pe sezonul cald. Deci căprițele noastre sunt duse, este vorba de 200-300 de metri de la însuși încăperea dată în care ne aflăm acum. Deci nu merge vorba de kilometri întregi, parcurse de o capră, că se poate să alimenteze, nu. Este vorba de unele pământuri aici alături, care sunt îngrădite. Și apropo, este o tehnologie anumită, deci îngrădim o părcică, au mâncat iarba peste o săptămână, două, trei, depinde câte capre sunt pe această teritorie. Și deja schimbăm locul ca tot timpul învălișul ierbos să renoveze. De ce facem în astfel? În primul rând, plusul la astfel de tehnologie este că la noi, în Republica Moldova, deci în regiunea în care noi suntem acum în centru, sunt foarte puține pământuri pășuni, foarte puține. Deci și mai ales că avem vecini care deja au capre, simple moldovnești, desigur, au unele metiș cu un țap nubien, dar nu importă, deci au peste 200 de capre care
Deja și pământurile care au rămas prin prejur, ele sunt ocupate de ei. Deci ferma dată nu prea aș numi o fermă, este o stână, vorba de o stână, care nu prea are grijă de vaccinare, nu prea are grijă de dehelmetizare, de lecuirea caprelor sale. Deci aici este și riscul de amolepsi caprele noastre cu unele boli infecțioase care nu pot fi tratate. Și, desigur, nu comparăm prețul caprelor noastre cu prețul caprelor simple moldovenești. Este imposibil. Deci, dacă el pierde vreo 50 de capre, el nu are așa mari probleme ca noi dacă pierdem 50 de capre. Deci, asta e o problemă. Desigur, și luăm tehnologia noastră este cam învățată de la americani, deci în Statele Unite ale Americii este aceeași problemă, acolo toate pământurile sunt a cuiva, deci private, și desigur întrețin caprele doar pe pământurile sale. Ei nu folosesc pământuri cum la noi, de, așa să spunem, de stat. Nu, ele sunt păscute doar pe pământurile private. Asta, iarăși, ne dă un plus mare, noi putem să gestionăm, deci eu știu, de exemplu, că doar caprele mele sunt păscute pe aceste pământuri, meleaguri, așa spun. Și nu este contact cu alte capre, cu băligarul altor capre, adăparea cu apă curată. Deci dacă ducem în câmpuri, nu precis nu găsim apă curată dintr-un răuleț ceva, dar acum știți cum fiecare apă este nocivă. Deci ne-am abătut un pic la temă, de la temă. Deci, în general, dacă se spun așa pe scurt, diferența între caprele nubiene americane și cele europene, deci este în productivitate. Nu spun că este o diferență mare în cantitativ, dar calitativ, în Statele Unite ale Americii, neastră, unde nu v-ați duce, unde, în orice stat, deci fie Pennsylvania, de unde noi am cumpărat, California, fermele care întrețin caprele nubiene, deci desigur curate, am vedere de 100% pure, fiecare capră este înregistrată în Asociația Crescătorilor de Capre. Este o asociație foarte performantă, au un site foarte performant, deci noi desigur, de asemenea, facem parte din această asociație. Am intrat în 2016, odată cu importul primilor capre din America, ceea ce ne dă posibilitatea să înregistrăm caprele la ei. Deci chiar dacă sunt născute în Republica Moldova, noi avem dreptul să le înregistrăm și nouă prin poștă îmi trimit pedigriurile, certificatele de rasă. Noi avem nevoie de unele condiții pentru aceasta, deci în fiecare an este achitată plata anuală pentru a fi membru al acestei asociații. Plusurile sunt foarte multe. O să vă arăt și un pedigree, cum arată un pedigree normal într-o țară normală. În Europa nu prea găsiți așa pedigree-uri. Este foarte pus totul la punct, foarte profesional. Deci mai ceva ca pașaportul unui om. Este foarte calitativ și foarte multă informație este inclusă. Și nu numai. Deci dacă persoana cu care a procurat o capră cu astfel de certificat poate intra în baza de date, ea este accesibilă în orice moment pentru membrii asociației și poate vedea cine este pedigriul, chiar până la unele capre, eu am văzut singur, în bază de date este inclusă pedigriurile, adică începând cu 1916-14, mă rog, nu țin minte precis data, foarte de mult, deci mai mult de 70 de ani, este inclus, eu pot să văd care sunt buniei, străbuniei caprei mele și asta arată deci profesionalismul acestor asociații care duc, închipuiți-vă, duc mai mult de 70 de ani, ei duc selecția și deci ei știu, au introdus, deci de la început precis, clar că a fost înscris totul într-o arhivă mare, dar odată cu tehnologizarea, deci au introdus totul online, în calculatoare, deci eu fiind în Moldova pot să accesez acest sistem online și prin numărul simplu care mi-l dă pentru fiecare căpriță, are este numărul individual,
eu pot să văd care este bunelul, când a fost născut, ce productivitate a avut bunica, deci că capra, da? Mama, deci străbunica, străbunica, surorile, unde au fost vândute, poate au fost campioane, deci totul se include, deci este înscris. Cine este campioană, cu ce performanțe, în grăsime campioană, în proteină campioană, în cantitate campioană, în bonitare, deci în frumusețe, în cântare. Deci sunt foarte multe momente. Campionatele se fac o dată pe an în Statele Unite ale Americii, sunt foarte performante și caprele care participă sunt de pe toată țara. Sunt foarte multe, înțelegeți, este foarte profesionalism acolo mare. Deci ne întoarcem la vorba noastră. În Europa astfel de competiții se fac, dar nu este o asociație pentru toate țările europene. Mai ales că v-am spus de la început că în Franța, în Germania, în Marea Britanie, în Italia, nu știu unde ați găsi, permanent sunt unele abateri. Deci nu sunt standard. Nu există un standard pentru capra europeană. El de-abia acum începe să apară, deci se face o standardizare, un, așa să spunem, pentru a bonita aceste capre, dar până când eu văd că este departe până la americani, la americani este mult mai simplu și de mult pus la punct această problemă cu selecția și cu standardizarea. Deci standardul rasei, acum la moment, în Europa diferă. Deci într-o țară te duci, vezi o capră înaltă, cu uger mic, în sfârcuri înguste, lungi. În altă țară te duci, vezi o capră scurtă în picioare, cu urechile foarte lungi, mai lungi ca botul de 3 ori și cu un uger imens de mare. În altă țară, a treia țară te duci, vezi inversul, urechi scurte, uger mic, capră mare. Mai mult seamănă la rasă de carne, deci rasele de carne cum este boier, de exemplu, ele, de exemplu, nu sunt pentru lapte, pentru că caprele mai mult fată, deci doar un ied. Aici, iar, apropo, putem să ne întoarcem la rasa nubiană, de ce se prețuiește, nu doar pentru productivitate, dar și pentru ce că noi, de exemplu, am avut și căprițe care au fătat și 5 iezi. 5 iezi la o fătare. În mediu este 3 iezi, dar să vă spun că sunt multe care fată și 4, 5 desigur este rar, dar există. 2, iarăși 2 iezișori, asta de obicei caprița care este la prima fătare, aici depinde desigur și de țap, dacă el este capra, poate fi chiar și de a 5-a fătare, dar dacă țapșorul este tânăr, desigur și aici poate fi numai mult de 2-3, de aceea și trebuie să știm care țap cu care capră se însemnțează, deci la montă, de aceea asta din timp se face, o tehnologie, deci prevede din timp alegerea țapului pentru capra anumită, în fiecare an este schimbată. Deci, iarăși vă spun, standardul în America este foarte bun pus la punct. Este înscris în, este o carte specială de standardizare, deci standardele la tuturor rase care se cresc în America, începând cu Zaanin, Kalahari, Toggenburg, Alpina franceză, iau foarte multe rase de capre performante, la toate sunt cărți de standard, unde scrie, deci deschizi, citești standardul, începând cu înălțimea în greabă, grosimea fluierului, uger, forma ugerului, sfârcurile, forma sfârcurilor, cât de lungi sunt, cât de groși sunt și deja lungimea cu însuși a urechilor. Dacă vorbim despre coarne, deci conform standardului în America, capra nubiană, ea poate să fie curată, dar dacă are coarne, ea deja nu este standardă și nu primește certificatul de rasă pură. Deci ea se ard. La 15 zile deja trebuie arse. Se ard cu termocauterul. Dacă iarăși doriți să vedeți, chiar săptămâna aceasta posibil să am o partidă mică de iezi care încă nu le-am ars cornițele și pot să vă arăt cum se face. Este destul de ușor, dar trebuie practică.
Deci se ard în America numai decât. Desigur, în standardul rasei este inclus că caprele sunt cu coarne, dar sunt, nu toate, dar sunt care se nasc fără. Se fată, deci de la nascare, sunt fără coarne. La noi în fermă sunt așa capre. Practic, în fiecare an am câte 2-3 iezi. Deci, dacă procentual, cam 10% merge. Da, 10% sunt fără coarne. Restul, toate se nasc cu coarne. Dar, vă spun, la 15 zile se arde și deja putem spune că este conform standardului. Asta este vorba despre ce că fermierii trebuie să conforme la aceste standarde. Dacă nu, nu primești certificatul ăla de rasă pură. Asta cum sunt și la căței, dacă mai să înțelegeți, sunt și la cai belgieni de tracțiune, coada se eritează, la căței sunt vorba despre unele rase cum este Doberman, coada, sunt unele rase alabai, deci tot se taie și urechile chiar. Și alte rase, deci m-ați înțeles, deci iarăși, acolo fix așa este, dacă nu este tăiată cupată coada la un cățel, un cocker spaniel, de exemplu, deja nu se conformă standardul, deja la competiție el merge, nu poate concura, deci deja nu este tăiată coada, nu se conformă standardul. Deci asta și este și în America. Deci este mult mai serioasă atârnarea la această rasă în America. Noi am ținut și cele europene, nu credeți că nu am făcut o comparație și m-am oprit, acum la moment nu am deja sânge din Europa, m-am oprit la această americană. După practica noastră, deja de aproape câți ani, mulți ani, deja de, mai mult de 7 ani, 8 chiar, noi vedem, am văzut diferența și deja de vreo 2 ani m-am decis să rămân doar pe această nubiană. Mi-a plăcut foarte mult însuși atârnarea americanilor la această rasă. Toate sunt standarde. Desigur, sunt și unele devieri, pentru că în orice standard este înscris nu 70 de kg și atât. Nu, este vorba de 60 până la 80, de exemplu. Standard. Fix așa și cu înălțimea și cu alte indicii. Deci, de ce și vedem, nu doar vârsta, chiar și, da, avem în fața mea, sunt diferite vârste, este și capra de a doua fătare, și de a treia fătare, și de prima fătare, poftim prima fătare. Deci, desigur, capra crește încet, dar mare. Dacă acolo am și una de 6 ani deja, este destul de mare. Cât e mai bătrână căprița, cât este mai mare, ugerul mai frumos. Deci și fată e mai mulți ies de obicei. Dar nu este neapărat din cauza capre, este vorba și de țap. Deci standardul, aici putem vorbi toată ziua pentru că este foarte multă informație. În America, de exemplu, se fac în fiecare an unele, să spunem așa, deci asociația, membrii asociației pot, nu este obligatoriu, dar pot expedia informații privind cantitatea și calitatea laptelui. Ce înseamnă asta? Câte litri a dat la zi, câte litri la mulsoare, câte mulsori pe zi, ce grăsime au. Apropo, să întrebați de acum, eu știu că la noi în fermă este grăsimea anume. Nu o duc eu în fiecare lună la laborator pentru a face analize, nu. Deci noi am cumpărat analizatorul nostru pentru asta. Da, e destul de scump, eu o să vă arăt posibil în unele video. Este un analizator pentru fermă, deci nu este pentru laborator profesional, dar indicii care ne trebuie, acolo sunt în jur de 10 indici, general nu ne trebuie 3, dar însuși care știu toată lumea, este vorba despre grăsime și proteină. Acestea sunt indicii principali la analiza laptelui pentru fermă de prăsilă. Apropo, care nu știu, noi suntem unica fermă de prăsilă de capre nubiene în Republica Moldova, dar după cât m-am uitat eu cum țin contul după fermele, la moment
în România nu știu despre ferme de prăsilă din Obieni, n-am auzit. În Ucraina îmi pare că doar două au fost. Rusia sunt vreo trei. Este vorba de fermă de prăsilă înregistrată. Mulți încurcă. Ei cred că dacă o fermă ține capre în Obieni și dau acolo nu știu, un xerox scris că e că pedigriu, el deja este fermă de prăsilă. Nu, fermă de prăsilă este înregistrată de Ministerul Agriculturii și doar Ministerul Agriculturii poate să vă dea un așa numit atestat. Deci noi îl avem. Și în fiecare 3 ani se face reatestarea fermei. Vine o delegație de 10 oameni care deja sunt specialiști din Ministerul Agriculturii, din veterinari, ANSA, deci la noi se numește Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Și deja ei văd, analizează dacă ferma poate rămâne în continuare de prăsilă sau nu. Și doar acest certificat vă dă posibilitatea să dați, să oferiți oamenilor care procură capre, să-i oferim pedigree înregistrat. Deci este vorba nu de o foiță simplă, dar înregistrat, la o fermă înregistrată în Ministerul Agriculturii și doar asta vă dă posibilitatea, de exemplu, în Republica Moldova, fermierii care doresc să-și obțină subvenții la procurarea animalelor de prăsilă, ei pot lua doar la fermele de prăsilă din țară sau la fermele de prăsilă din alte țări. La noi, ținând cont, a mai fost o fermă de capre de Zanin, în sudul Moldovei, dar s-a închis mai mult de 5 ani, se pare că în urmă, s-a fi alimentat, din păcate, această fermă și deja nu mai este. Și acum, la moment, suntem nu doar unica fermă de prăsilă în Republica Moldova de capre în Obieni, dar și însuși de capre. Mai mult ferme de prăsilă de capre, oricare altă rasă, nu este până când. Sunt de oi vreo 10, de vaci sunt vreo 15-20, de albini deja, de cai, una doar, cea mai veche, și noi cu căprițele. Este destul de greu să obții astfel de certificat, pentru că trebuie să ții cont de registrele, de înregistrare, câți iezi au născut la naștere, câte kilograme are fiecare ied, cât se mulge căprița, asta tot se dă în dare de seamă, deci se dă odată în 3 luni, se transmit aceste indici cantitativi într-o formă specială înscrisă cu ștampilă, se transmit în unele agenții care controlează, deci este vorba de Institutul Științific de Biotehnologie și Zootehnie, în medicină veterinară în zootehnie, mă scuzați, este un institut de științific. Și este CRARA, este o organizație care se ocupă cu însămânțările artificiale și cu anume cu menținerea sau cum să vă spun mai ușor, controlul fermelor de prăsilă. Și ei, deci, permanent, fiecare 3 luni, le trimit indici cantitativi. Odată în an se face și bonitare, tot este destul de complicat, se face complet la toate caprele care sunt și deja dacă obții acest certificat, îți dă posibilitatea să vinzi capre oficial cu nu simplu o foiță făcută la xerox în 2 minute și scrisă acolo de mână, dar însuși înregistrat oficial la Ministerul Agriculturii. Asta e destul de complicat, dar costă să faci, pentru că este o atârnare mai serioasă la fermele care se ocupă cu prăsilă. Deci cine nu știe diferența între fermă de prăsilă și fermă de producție, cred că pot să fac și un video la acest capitol, dar vă spun aici, vorba poate fi foarte multă. Pot să vă fac și videouri în continuare despre, posibil despre întreținerea caprelor în Obieni, cu ce le hrănim noi, ce tratamente ducem, cum le întreținem, deci totul. Înregistrarea
Iarăși v-am spus că pot să vă arăt și pedigriul american cum arată. Este foarte interesant, deci așa ceva nu ați mai văzut. Deci eu doar în America am văzut astfel de certificate, pedigriuri. Deci pot să fac în continuare, dacă o să vă placă, desigur, pot să vă spun, pentru că foarte mulți oameni care vin la mine nu prea știu corect cum se întreține această rasă, dar cum spun eu la toți, nu importă de rasă, că mulți mă întreabă, cred că dacă este nubiană, înseamnă că e foarte greu de întreținut, că este capricioasă. Nu, orice animal este capricios. Dacă dorești să ai ceva, o producție bună, trebuie să-l întreții corect. Chiar și cea capră simplă, care nici nu are rasă de numire, da? Noi o numim simplu capră autohtonă. Ea, de asemenea, este destul de productivă pentru oamenii care pot să întrețină corect, fac anumite condiții speciale, întreținerea merge normală, deci este curat, este ventilarea, este încăperea călduroasă, deci mâncarea calitativă, dar sunt majoritatea care, dacă căprița este din cea nu de rasă, deci spate și nu de întreținut corect, și el crede că dacă e a supraviețuit, înseamnă că ea, desigur, este una așa de asta mai preconizată pentru condițiile Republicii Moldova. Nu, condițiile Republicii Moldova, voi faceți condiții, fermierii fac condiții. Deci dacă aveți bani destui, investiții și, desigur, și știință, da, puteți și știți cum se construiește o fermă corectă, voi faceți, orice rasă puteți să întrețineți. Dacă aveți... aveți o intenție pentru a face o fermă profesională, deci este vorba doar de dumneavoastră. Dacă faceți corect, orice rasă puteți întrețineți în condițiile Republicii Moldova. Nu este o problemă. Clar că dacă le ținem tot așa ca și caprele noastre moldovenești afară, în ploaie, în șopron, le ducem la păscut, le batem, le strigăm la ele. Dacă se îmbolnăvește, nu chemăm veterinarul, dar le îngropăm deodată sau le tăiem repejor să mâncăm și carne, să nu pierdem de tot. Atunci, clar că nici această nubiană nu va da o producție normală. Mulți oameni sunt la noi, din păcate, care cumpără o capră nubiană și crezând că e de ajuns să cumperi, o hrănești fix așa ca cea moldovenească, apă, paie și bătaie. Și aștept să dai 6 litri de lapte. Nu, așa ceva nu poate fi. Deci dacă orice animal trebuie întreținut corespunzător, nu importă, este el nubian sau moldovenesc sau alpina francez sau zanin. Clar că sunt unele devieri, deci dacă luăm vorba care sunt minusurile unei rase nubiene, iarăși în comentarii puteți să-mi scriți. Eu, dacă sunt destul de mulți oameni care sunt cointeresați în astfel de video, pot să vă fac un video scurt care sunt plusurile și minusurile acestei rase. Dar ca la general pot să vă spun că ele sunt scurte în blană și desigur nu uităm că au niște urechi lungi. Pentru ce sunt urechile acestea lungi și deci, la această rasă? Deci este vorba de genetic... rămășițele cei primei rase din Africa. În Africa știm cu toții destul de cald. În aceste considerențe, aceste urechi, ca și la elefant, sunt destul de sanguinizate, ceea ce este ca un radiator, deci el este pentru a reci sângele, pentru a supraviețui într-o căldură, dar nu este preconizat pentru condiții în care avem un minus 30, minus 20. De exemplu, unii am cunoscut din Rusia, care au dus în unele regiuni din Siberia aceste căpre și iarna, dar iarna acolo e destul de severă și lungă, dacă ies capra afară, nubiană, urechile sunt primele care digeră urechile, pentru că ele sunt sanguinizate puternic, și ele sunt lungi și ele primă digeră și adesea acolo puteți... ele sunt puține, desigur, acum deja în Siberia, nimeni nu ține prea mult, deci doar cei care pot
face o încăpere călduroasă. Deci erau deseori, am văzut, și tăierea, deci necroza urechilor și le tăiau, pentru că pe jumate, deci au digerat. De asta și vă spun că, da, desigur, dacă comparăm cu alte căpri europene rase, da, sau cele moldovenești, desigur, ele nu iubesc frigul. Ele chiar acum, noi avem 9 grade afară, dacă ușa noi o deschidem, acum am închis-o pentru că el nu ies afară. Lor ale este confortabil înăuntru, ele nu doresc să iese afară pentru că ele este frig, mai ales iezilor. Caprele pot să iasă pe o oră maximum, să vadă așa, să uite, să mai primle încolo încoace și intră repede înapoi și stau înăuntru. Pentru că, iarăși, blana este destul de scurtă și este destul de frig pentru ele. Dar dacă avem condiții, deci încăpere călduroasă, cu pereți groși, nu facem aici deci focul sau de genul. Nu, ele singuri se încălzesc una de alta pentru că aerul este destul de cald aici în interior. Minimal, după standard, dacă să mă întrebați, ar fi de dorit numai jos de 15 grade Celsius în interior. Dacă să luăm așa la critic, nu, ok, 5-10 grade. Dar mai jos de 5 grade, deja caprele nubiene o să se simtă destul de rău în interior, am de încăpere. Afară este ok. Dar, iarăși, ținând cont că noi le dăm așa un pic de democrație, deci ele pot să-și aleagă singuri. Doresc, ies afară. Doresc, intră în interior. De asta ele singuri se uită la condițiile climaterice. Dacă ele este frig, ele intră în interior. Dacă nu, ies afară. Vara nu au probleme deloc. Chiar și la plus 35 stau afară la soare. Culcate, nu au nicio problemă. Nu sunt supraîncălzite, este perfect, vara pentru ele este perfect, mai ales când sunt unele zile din an când este foarte cald, lor este super, pentru că iarăși, blana e scurtă, nu este nevoie de a freza, de a retiza, este destul, pentru ele este ok, Republica Moldova, ce ține de căldură, este super. Deja nu am avut probleme mari, deci au avut persoanele care au luat la noi, au procurat țapi mari sau și iezi au avut. Deci au scăpat cumva curenții de aer. Orice animal și om se tem de curent. Curentul nu trebuie să fie într-o încăpere, mai ales pe noapte. Pentru că e destul de repede, pot să bolnăvească pneumonie, de exemplu, cel mai ușor, cel mai răspândit. Deci ei au avut așa probleme și le-am spus că trebuie făcut încăperea corectă, deci ventilația nu este vorba doar de o fereastră sau două ferestre deschise, nu. Noi avem aici așa o ventilație, deci pe aici pătrunde aerul deasupra. De ce de deasupra? Pentru că aerul cald este mai ușor și este deasupra încăperii și aerul care pătrunde rece, el se amestecă cu cel cald și ajunge jos deja confortabil pentru căpri. Iar în cealaltă parte este ventilatorul care deja absoarbe tot aerul cu gazele nocive și îl evacuează afară. Deci asta și este vorba despre încăperea corectă. Pentru că dacă deschidem simplu o fereastră, se face curent și căprițele noastre se îmbolnăvesc. Deci aici trebuie să faceți corect încăperea. Ventilația niciodată nu o să vă facă probleme cu curentul. Și desigur, vedeți, aici este destul de însorit. Trebuie să fie încăperea destul de luminoasă. Caprele nubiene iubesc lumina. Sunt unele iubitoare de soare, lumină, dacă chiar să puteți observa, se pun acolo unde e mai luminos, unde e mai întuneric, deci nu este nimeni. Deci cred că pe asta ajunge, că e deja destul de mult timp. Aici pot să vorbesc mult despre rasa nubiană și ce ține de condițiile de întreținere, iezii, însuși de rasă, standard, pedigree, cum
cum am reușit să aducem din America cu avionul, tot este o istorie foarte interesantă. Acum deja cred că este mai complicat decât în 2016 când le-am adus prima dată, atunci era mai ușor, dar și acum nu este imposibil. Mulți mă întreabă de ce nu putem, foarte mulți în România mă sună și mă întreabă să procure, dar din păcate noi suntem în Republica Moldova și până când nu suntem în Comunitatea Uniunii Europene, și asta este o problemă, pentru că dintr-o parte, dacă noi intrăm în Comunitatea Uniunii Europene, deci însuși în Uniunea Europeană, da, ca țară, acum suntem la moment doar candidați, dar poate să treacă încă zeci de ani până când o să fim în familie europeană. Dar aici este o problemă dublă. Deci dacă noi intrăm în Uniunea Europeană, noi putem să exportăm, să vindem pe toată Europa capre. Dar o să pierdem posibilitatea să importăm capre din America, din Pakistan sunt foarte interesante capre, deci am încercat și de acolo să aducem. Dar în țările europene este foarte complicat cu importul din alte țări, nemembre ale Uniunii Europene. Deci dacă este în interiorul Uniunii Europene, este foarte ușor. Dacă în exterior, în interior, este foarte greu. Și noi, ca Republica Moldova, ne-a fost, în afară de capre, noi întreținem foarte multe animale, cum sunt cai, păsări, porci, lebede și alte canguri, alpaca. Noi suntem ca o grădină zoologică, aceasta este deci, o secție a grădinii zoologice private. Producția care o avem, o vindem și la turiștii care vin în vizită. De aceea, noi nu avem problemă cu realizația, dar vă spun, dacă vreți să știți care este diferența între ferma de producție și cea de prăsilă, scriți un comentariu și deci cred că voi face un scurt video. Deci noi suntem fermă de prăsilă în primul rând, producția pentru noi este pe planul numărul 2. Ea mai mult este pentru noi ca un scop științific mai mult. Dar, primul rând, noi vindem iezi. De ce noi, calitatea iezilor trebuie să fie superioară, pentru că deja fermele de producție procură la noi iezi de calitate pentru întreținerea fermă de producție, pentru a primi producție calitativă. Deci, mă întorc înapoi la prima întrebare. Noi avem foarte multe. Am 20 de cai care toți au fost importați din Olanda, Polonia, Ungaria, România, Bulgaria și alte țări, deci europene, care nu a fost nicio problemă să le import în Republica Moldova. Dar să înțelegeți legea într-atâta e de tupică, deci este în atâta prostească că eu aceștia cai care au fost născuți în Uniunea Europeană, eu deja nu pot să ies cu ei la competiții sau să-i vând în Uniunea Europeană. Este imposibil. Și ținând cont că cel mai interesant și că Rusia, Belorusia, Ucraina pot face asta, dar Republica Moldova nu. Și asta este o problemă la nivel național, deci la nivel guvernării, la nivelul conducerii țării și deja este de 30 de ani, deci de 30 de ani, nicio animal domestic, cum sunt caprele, caii, văcile, legal, oficial, nu a fost exportate în Uniunea Europeană. Doar pisici și câini. Au fost exportate prin alte țări, să spunem. Sunt unele momente când caii sportivi au fost exportați în Belorusia, acolo au fost înregistrați ca Belorusia, născute în Belorusia sau în Ucraina. Și deja mai departe au fost duse în Europa ca tare. Ele au fost născute și crescute și antrenați acești cai în Moldova, în Republica Moldova. Dar până la urmă au fost vânduți în Germania undeva ca cu pașaport ucrainesc, de exemplu. Și asta este foarte trist, pentru că suntem o țară mică. Dar legea exportului animalelor spre Uniunea Europeană nu le pasă nimănui. Desigur, a fost ridicată această întrebare chiar și anul acesta. Este complicat, Ministerul Agriculturii, noi am convorbit, este destul de greu. Deci aici este vorba de
investiții foarte mari la nivel național, începând cu structura veterinară. Noi avem veterinărie foarte prost efectuată, deci nu avem un laborator performant care să facă analize care este nevoie pentru certificatul veterinar spre Europa. Deci este vorba despre crearea unui laborator acreditat de Europa, de Uniunea Europeană, ceea ce este foarte scump pentru statul nostru sărac. Și ei nu văd în aceasta un profit direct pentru stat, pentru guvern, așa să spunem. Asta așa simplu spus. Dar probleme sunt foarte multe și cred că următorii 5-6 ani, precis, nu o să putem să exportăm. Legal, desigur, vorbesc. Ilegal, deja, aici nu pot să vă spun nimic, din păcate. Dar au fost încercări, pot să vă spun că undeva prin Suceava, îmi pare că vreo 2 țapi de la noi aleargă, dar asta este foarte puțin. Dacă merge vorba despre ce e la mine în fiecare săptămână, cam vin sugestii din partea României de a procura aceste capre. Noi am exportat, desigur, am vândut și în Ucraina până la război, a fost în Odessa. Este destul de ușor exportul, pentru că noi suntem țările CSI și a fost doar un certificat. Este nevoie pentru a trece vama spre Ucraina, de exemplu, sau Rusia, sau Belarusia. Acum deja însuși înțelegeți problema, de ce nu mai vindem în Odessa. Cred că aici punem punct. Mai detaliat, poate pe viitor, o să mă mai opresc la unele întrebări și voi răspunde la toate întrebările. Aici.